Acum că avem acest document nou, o să adaug câteva elemente ca să putem să vedem ce fac diferitele elemente de interfață ale Figma. O să folosesc aici acest al treilea buton să desenez un cadru, practic un ecran, și o să adaug două elemente pe el rapid ca să putem să observăm elementele de interfață. Iar interfața Figma și programul în sine este destul de simplu la bază. Putem observa patru zone diferite în interfață. Avem zona asta din mijloc unde se întâmplă efectiv designul, zona de lucru, o să-i spun. Avem bara de unelte sus, care este destul de simplă și care este accesată destul de rar, mai ales pentru că uneltele puține și simple care sunt aici pot să fie accesate și prin scurtături de pe tastatură. Și apoi avem zonele în care se întâmplă cel mai mult, avem cea mai multă informație și ne ajută să formatăm obiectele din zona de lucru, aceste panouri din stânga și din dreapta zonei de lucru. În partea din stânga avem panoul în care avem două secțiuni, Layers și Assets. Panoul Layers este, cum v-ați aștepta, similar cu, de exemplu, cum funcționează Photoshop și mai degrabă Illustrator. Este zona în care găsim toate obiectele din documentul nostru, fiecare venind într-o ierarhie sub formă de layer, deci un strat, și se adaugă una peste cealaltă fiecare componentă. Și vedeți, dreptunghiul 2, de exemplu, acum vine deasupra dreptunghiului 1, pot să trag și să schimb ordinea și dreptunghiul 1 îmi vine deasupra dreptunghiului 2. Fiecare obiect creat în Figma, similar cu cum se întâmplă în Illustrator și în InDesign, de exemplu, și diferit de cum se întâmplă Photoshop, fiecare obiect este un layer. Deci, automat, există o ierarhie între ele. Și acestea pot să fie ascunse, arătate și, respectiv, pot să fie blocate să nu putem să le modificăm din greșeală, de obicei este motivul pentru care se face asta. Pe lângă layers mai avem și zona de assets, în care vom putea vedea, pe măsură ce construim documentul, componentele pe care le folosim. De exemplu, are mult mai mult sens în modul în care funcționează Figma să facem un template, cum ar veni pentru un buton, pe care să-l refolosim apoi pentru toate butoanele din același stil din interfața noastră. Aici vom găsi acel buton pe care putem apoi să-l folosim de câte ori avem nevoie. Respectiv, aici putem să adăugăm și kituri de elemente de interfață specifice unor sisteme de operare, de exemplu, sau chiar unor proiecte interne, care să conțină tot așa elemente care urmează să fie folosite în mod repetat și pe care să putem să le luăm direct de aici. Și pe lângă layers și assets putem de asemenea să adăugăm pagini într-un document. Paginile sunt practic zone separate în care putem să găsim ecrane diferite, de exemplu, sau putem pe pagini diferite să creăm o variantă de mobil și o variantă de desktop a unui site, de exemplu, sau putem să avem ghidul de stil pe altă pagină sau să ne structurăm documentul cum vrem, creând pagini diferite. Pe pagina 1 mi-au rămas aceste componente, pagina 2, de exemplu, este goală în acest moment. Deci, practic, în acest panou din partea stângă putem să observăm structura documentului și să adăugăm elemente, iar în partea din dreapta putem să formatăm elementele. Avem acest panou care de asemenea se împarte în trei secțiuni diferite. În secțiunea de design, în funcție de ce obiect avem selectat, putem să îi aplicăm diferite formatări, schimbăm dimensiunea, să aliniem cu alte obiecte, să schimbăm culorile, modul de
blending, modul în care interacționează vizual cu celelalte elemente din ecran și lucruri de genul ăsta, respectiv dacă este text putem să schimbăm textul, fontul, dimensiunea și alte atribute ale textului. În zona de prototype putem să stabilim interacțiuni, adică dacă, de exemplu, considerăm că acest dreptunghi gri ar fi un buton și desenez un ecran nou, cât sunt în modul prototype, pot să dau pe aceste bulinuțe plus să trag de la un element la altul și îmi adaugă interacțiuni, practic în momentul în care eu dau click în timp ce vizualizez acest prototip pe acest dreptunghi, voi fi dus la următorul ecran. Pot să adaug și aici încă un element rapid ca să vedeți cum funcționează. Doar dau play ca să încerc să testez un prototip. Se încarcă și dacă dau click pe acest dreptunghi, mă duce la ecranul următor. Nu am nicio interacțiune care să mă ducă înapoi, așa că sunt blocat aici. O să închid acest tab. Aceste interacțiuni pot să fie mai simple, mai complexe, pot fi adăugate animații, pot să apară elemente deasupra unui ecran, nu neapărat să fie tranziții de la un ecran la altul și urmează să vedem și aceste lucruri. Respectiv, în zona Inspect sunt informații mai degrabă utile în procesul de handover, de transmitere a designului spre implementare unor programatori, de exemplu, care pot să acceseze aici diferite proprietăți ale obiectelor, ale layout-ului, să vadă dimensiunile, să vadă culorile, să vadă stiluri sau chiar să copieze cod de diferite feluri pentru a îl folosi în implementare. Nu sunt multe lucruri care se pot face aici, este mai degrabă o zonă care oferă informație și care merită verificată înainte de trimiterea la programatori, de exemplu, pentru a vedea dacă valorile sunt cele care ne așteptăm să fie, dar altfel, în mod normal, nu vom avea foarte mult de lucru în zona asta, ci mai degrabă cu taburile de design și de prototype. Pe lângă aceste zone mari, mai avem meniul principal, care se deschide apăsând pe primul buton din bara de unelte, în care practic regăsim multe din aceleași funcționalități pe care le găsim și în alte locuri în interfață și sunt câteva funcționalități care vor apărea doar aici, în principiu mai degrabă funcționalități care ne ajută la organizarea fișierelor al modului de lucru, copierea documentelor, instalarea de plugin-uri și lucruri de genul acesta în designul de zi cu zi al interfețelor. Nu sunt foarte multe lucruri utile pentru noi în bara, în meniul principal. Și în mare, aceasta este interfața Figma. O să ne uităm în detaliu la ce fac majoritatea elementelor construind împreună un prototip de joasă fidelitate.